Da, chiar am fost sincer când am spus că pentru astfel de roluri m-am apucat de actorie, deși nu am fost distribuit în așa ceva. A fost o mare provocare, vă dați seama. Da, într-adevăr, este un tip dur, un tip răzbunător, un viitor, probabil, capitan. De fapt, de aici am pornit și construcția personajului. În primul rând, de la replica, când se spune că Sabin ar fi omorât un tip care avea datorie cu un arc de la pat, și am stat de vorbă cu Igor și cu Bogdan și am spus că ce-ar fi să mă gândesc pe tot parcursul filmărilor și în construcția acestui personaj, să mă gândesc că poate într-o bună zi voi ajunge nu neapărat în locul lui Pavlu, cât în locul capitanului, să ajung să fiu eu cel care voi trimite oameni să-mi recupereze banii și așa mai departe. Asta vorbeam și afară cu Șerban, dacă probabil că a fost din cauza scenariului, care este unul foarte bun. A fost lăudat, sper să nu sune clișeic și din partea mea, dar chiar un scenariu foarte bun. Dar una dintre provocări a fost și acest lucru, în momentul în care apar să nu stârnesc râsete sau anumite reacții, cum mi se întâmpla până acum. În prima zi de filmare aveam foarte mari emoții, în momentul în care Igor mi-a spus hai să repetăm textul, mi se părea că nu e ok ce... La un moment dat a spus domnul Vișan, actorii trebuie să aibă vorbele în gură. Pur și simplu nu mi se popa ce aveam de spus și de aceea cumva m-am eschivat și la repetiții eram cumva... Și atunci a venit Igor și a zis, cum spui tu vorbele așele? Hai să te mai auzim o dată. Am spus din nou ce aveam de zis, s-a uitat și a spus... Nu cred că funcționează, dar vom lucra. Și am lucrat atunci cu Igor și cu Șerban, care m-a ajutat foarte mult. Adică aveam emoții și el îmi spunea calmează-te, o să fie ok, o să iasă. Avusesem o pauză de 2 luni în care nu filmasem, aveam ceva repetiții la un proiect de teatru. Și vă dați seama că mă gândeam oare ce se întâmplă, nu mai sunt în stare să spun o replică normal. Da, Pavlu m-a ajutat foarte mult, printre alții. A fost totul treptat, pentru că nu ne cunoșteam și după s-au legat niște lucruri între noi, lucruri care ne-au ajutat foarte mult să construim ce aveam de făcut cu acest serial și cu personajele noastre. Atmosfera a fost, ca la orice filmare, nu a fost problemă, ne-am înțeles bine între noi. Nu au, cel puțin Igor și nici Bogdan, când am lucrat, nu au cerut lucruri exagerate, lucruri care să ne pună într-o, cel puțin pe mine, într-o postură pe care nu puteam să duc la bun sfârșit sau să mă pun în dificultate. Și s-a lucrat ok. Am avut o relație foarte bună, nu, și nu numai profesional.